않고 아. 미안하다 미안하다 Литература на кафедре культур. Примем, примем, повтим. А ты что из моей пачки? Капец, у них шикарный ну и ты. Я вас зустрічаю, као тайне море, я вас стрелуче, ши думи весте, ши думи весте. Că astăzi curată, prea nevinovată, Fecioara Maria naște pe Mesia, naște pe Mesia. Magii cum zăriră, steaua și porniră, mergând după rază, Salvează, și dacă sosire, îndată găsire, la dânsul intrară și se închinară, și se închinară. Cu daruri gătite, lui Hristos menite, nu în fiecare. Ce veste minunată, în Betleem ni se arată. Astăzi s-a născut cel fără de început, cum a spus prorocii. Astăzi s-a născut cel fără de început, cum a spus prorocii, că la Betleem Maria, săvârșind călătoria, într-un mic sălaș lângă acel oraș, s-a născut Mesia. S-a născut Mesia. Pe fiul nasă nume, tatăl l-a trimis în lume, să se nască și să crească, să ne mântuiască. Mulțumim! Bună ziua și bine v-am găsit astăzi, în zi de sărbătoare. Noi, cei ce activăm la Casa de Cultură, venim cu un program de colindie, curături și chiar casă. Pentru dumneavoastră, ai noștri cuvântători ai statului. Chiar dacă vă lăsăm, lăsați strângi. Thank you.
Bucata frumoasă mea. Războiul și cântarea și imagine cu culoarea ha. Mântul să dară și-a făcut o lână de vino într-o cărătea și eu. Sfântul și cum mă vorbea, sunt la grăbărea mea. Lumea, mă băiat în lumea, cu căciuța care mă înțele. Dar sunt vorba și ce te va, să ne îndecați un ajuta. Lumea, fărbărea cu pământ, am să trecea și învăța și pe mine. De visez, ha, mătuță, dacă pe mai cât voi propăti, dar pe tine te-o voi iubi. Și cum mă gândă, sunt răbdărerea mea. Lumea, mă gândeam în putere, cu plăcuța mea în mă întrebe. Dar sunt mără și încetera, să ne îndicați unul ajuta. Lumea, mă gândeam cu pământ, am să cânta când îmi place. Gata, saca, pinte, saca, 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 sa
Te și-ai făcut? Sunt bună și capra. Du-ți și azi mare și nimeni să vadă și cu animalul ăsta. Să-ți scăpăte de cerurile. Capreasa dumneavoastră nu e bolnavă, e supărată sau de ochetă. Ia dai să la parcă și eu pot să descând. Trei surori a traiului, stau la poartele, una plânge, una de una pe capra noastră sunt. Cât ești tu de ce de ochet capra asta a voastră? Într-o martă dimineață, o porni capra noastră, pe drum pe care se iei din cap de sub cap, din ori de sub păgeră, rând de sub urel, din călcâie de sub călcâie, să rămână curată și lumânată, ca mai ca e lăudată. Ține țigancă, banii, mulțumesc că mi-ai vindecat capra. Dar mie? Dar ție ce să-ți dau? Țigancă mi-a vindecat capra. Bună ziua, măi țărani. Bună ziua. De vânzare ți capra? De vânzare. Și cât cer pe ea? Pentru că e ziua tatălui nostru și vrem să-i facem și noi un cadou. Ei, cât cer pe ea? 1000 de euro. Doamne ferește, de parcă capra asta e extea în frunte. Chiar extea în frunte și e adusă de la munte. Dar poate mai alegi un pic din preț. Bine. Mai nevastă, lăsăm din preț. Lăsăm. Bine. La 900. Facem palmă. Bine, facem palmă. Și vă zicem,
Să trăim, să florim, să avem, să avem, din tot ce, să am, să mulți ani. Aș vrea de numele colectivului primăriei să vă mulțumesc din suflet pentru urările care, colinzile frumoase și urările care ne le-ați urat. Să vă doresc și vouă, să vă dorim și vouă multă, multă sănătate, ani buni de viață, viață lungă, bani în pungă, pe toată viața să vă ajungă. Să vă bucurați de viață, să vă bucurați de soare, să vă bucurați de lumina stelelor, să vă bucurați de tot ce vă înconjoară. Dumnezeu să vă aibă în pază. Dumnezeu să vă ajute să vă faceți să creșteți mari, voioși, sănătoși, mintioși, să aveți doar parte de viață, cum se cade, viață bună, viață de care să vă bucurați și voi. Din numele primăriei, aș vrea să... adică lucrătorilor primăriei, că nu suntem noi chiar atât de mulți, să vă mulțumim și din moș există tradiția, frumoasă tradiție de a întâmpina colaci, vă rog și poate spune, colaci și dulciuri pentru voi și o semință de bani. Așa se cuvine. De asemenea, aș vrea să vă bucurăm anul acesta, cu toate că puțin v-am încălzit, am înțeles că acolo în sală de repetiții, da? Și să vă fie doar împlinite visurile și să vă ajutăm în lucrul vostru de mai departe, că acesta este o muncă și nu chiar atât de ușoară, o muncă foarte grea. Prin contabilitate vi se oferă calculatorul. Ura! Să vă dorim succese și aș vrea să zic că, într-adevăr, sunt tradiții frumoase moldovenești care e cinstit să vă spun, dacă vreți să vă spun, nu le-am auzit zilele de Crăciun și chiar acum la anul nou așteptam o orare acasă, așteptam o orare frumoasă care ați făcut-o voi aici, dar e foarte dureros atunci când tradițiile noastre se pierd. Deci dorim ca pe viitor, într-adevăr, să vă organizați, să faceți numai atât cât sunteți copii, dar să urmați tradițiile noastre strămoșești de mai departe, să le urmați și să le transmiteți și voi celorlalți. Vă mulțumim din suflet și vă așteptăm din nou la anul, cred că la mai mult și la mai mare. Să dea mulțumim!